Primarul din comuna Cotul Morii, raionul Hâncești, Mihai Merzâncu, care ar fi considerat că e bine să-și mărească averea și arat peste 10 hectare de imagini din proximitatea localității, ar putea fi sancționat. Inspectorii pentru protecția mediului Hâncești afirmă că au depistat în comuna respectivă mai multe ilegalități. Aceștia au mers la Cotul Morii după ce fostul viceprimar al satului, Ion Brânză, a intuit o ilegalitate și a dat alarma. Potrivit inspectorilor, au fost arate peste 20 de hectare de pășune, iar 10 de arbori sălcii au fost dați la pământ. Făptașul care va fi depistat că el a încălcat, riscă amenzile de pe două articole. Pe un articol, pe 22 aliniat în codul contravențional cu vedere legală sau vătămarea arborilor și arbuștilor plagat în cetare. Și a doilea articol, 15 aliniatul 7, schimbarea modului de folosință a terenului agricol ocupate cu pășuni proprietate publică a unităților administrative teritoriale, fără consultarea deținătorului de animale. Și sancționează tot cu 150 unități condiționale. Potrivit lui Vasile Moraru, terenul va rămâne la starea sa inițială, urmând să crească vegetația și ulterior să fie folosit ca pășune. Am solicitat toate documentele să prezinte ce bază s-a făcut schimbarea destinației, ce cu ocazie l-au arat, care motivul. Și deja dă o explicație, domn primar, în care noi deja să luăm constatăm faptul. L-am sunat pentru o reacție pe primarul localității Mihai Merzâncu, vizată de inspectorii de mediu. Acesta insistă că nu a încălcat niciun regulament. Eu nu am arătat nimic. Eu am vorbit cu dumneavoastră. Dacă sunteți jurnaliști, nu lucrați la comandă, veniți în teritoriu. Dacă lucrați la comandă și ascultați lingurile, eu n-am ce vă faci. Și nu rupiți din contexturi, tot timpul vă faceți pe plac și vreți. Dar ce am rupt din context? Veniți în teritoriu. A să măsurăm, a să vedem cine o arată acolo. Amintim că tractoarele au apărut pe imajurile din Cotul Morii în ziua de marți, 3 ianuarie. Au fost arate peste 20 de hectare de imaj, iar despre acest lucru nu au știut nici sătenii, nici consilierii locali. La fel, nu există nicio decizie oficială în acest sens. Vom reveni la acest subiect.